tutti da notizia. Non credo ci facevamo. Numai eu folosesc baia? Numai eu folosesc baia? Eu am spus, dacă era curățenie generală, trebuia să ne ia pe toată lumea. Dar păi și atunci de ce spui de noi? Și de ce spui numai de noi? Dacă vrei, puteai să te duci și tu. Păi nu, dar m-am săturat, frate, m-am săturat. Și de ce n-a spus până acum doamna Neșoara? De ce acum spuneți? Da, și de acum de ce nu mai sunteți diplomată? Nu mai vreți. Păi normal că nu mai vreți. Și apoi vă întrebați de ce nu venim și să mâncăm de la dumneavoastră. Păi dumneavoastră ați venit să comunicați cu noi? Păi și atunci de ce sunt obligată să mă duc? De ce sunt obligată să mă duc? De ce sunt obligată eu să mă duc? Gândește-te că mamele au fost atâta să fie mamă. Ție nu trebuie. Dar tu când te gândești, n-ar trebui să te gândești și tu? Ce? Tu n-ar trebui să te gândești și tu? Trebuie să mă gândesc numai eu, numai eu trăiesc aici? Se pare ție că nu vorbesc eu cu ele. Da. Păi tocmai că eu n-am ce să le spun, înțelegi? Pe mine nu mă deranjează dacă găsesc un pahar și nu e al meu, n-am nicio treabă. Pentru că dumnealor au spus la mine, nu eu le-am spus lor. Că așa vreau eu. Pe bune? Pe bune, hai, lasă-mă. Da, să te tragă pe tine de bune. N-am nevoie de nimeni să mă bage în seamă. De nimeni, nu cred că am venit la tine să spun că nu m-am băgat în seamă. Dar n-am venit nimănui să-i spun că nu mă bagi în seamă. Uite, durema. Nu, cred că ele mi-au spus mie. Nu, cred că ele au spus că nu mergem noi să vorbim. Da, mă contrazic singură? Mamele nu, am spus că dumnealor au spus că nu venim să vorbim. Hai, bă, mă lași, acum spui una și peste două minute te sucești. Hai, lasă-mă, dă-mi pace, nu mă mai băzei la cap atâta. Găsirăm. Nu, frate, dar pe bune se înțelege acasă că noi aici, deci nu e vorba numai de una. Și eu mă simt prost doar deci pentru toate. Tu nu dai seama ce se înțelege acasă că noi suntem niște puturi și că stăm în pat și nu faci nimic pe bune. Eu mă simt ca dracu în momentul de față și nu mă simt numai pentru mine, mă simt pentru toate. Că nu e normal ce se întâmplă. Tot ce se întâmplă în casa asta fac mamele și eu mă simt prost. Pentru că noi, pur și simplu, de aici, din toată chestia asta, noi toate fetele picăm vinovate. Numai eu care și numai. Care mă vezi de treabă? Păi nu, frate, se înțelege toate. Da. Că nu se simt altele, e altă treabă, știi? Dar eu una mă simt, frate, pe bune, chiar mă simt. Și zici că trăim aici în jegă, în mlaștină, cu jegă de 500 de straturi. Limită, frate, nici nu mai suport nimeni, nici nu-mi plecă. Să mă gândesc, cred că de curând o să mă duc dracu acasă. Thank you.
Ne-am întors și